Inside of myself, yes, that's a spark or a queen, it's a color. Black at the lava. E presco, presco. Ultima întrebare a serii. Cât te costă prietenia cu Iisus? E atât de scumpă. El a dat tot pentru noi. Și acum își oferă palmele găurite. Întinsând mâna să ne ia într-o prietenie veșnică. Cât te costă? Ce ești gata să dai pentru El? Cât timp funcționează relația noastră cu El? Până la ce nivel? Ce ți-ar cere și deja ar fi prea mult? Tânărul bogat care a zis la un moment dat, nu. Și a plecat acasă întristat. De la Hristos și-a întors spatele și a plecat. Unde să ducă? El știe. În întunericul lumii acestei. Până la ce nivel poate să-și ceară Hristos și să nu-i întors spatele? Pentru câțiva zeci de porci gadarenii la rugăță. Dumnezeu să ne ajute să evaluăm corect. Pentru cei care îl primesc, pentru cei ce fac din el bucuria și speranța inimii lor, va fi cel mai frumos din 10.000, cum spunea cântarea cântărilor. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui, spunea ea. Ce frumos! O relație în care să te cunoști cu el și în care el să devină mântuire personală, să devină prieten propriu, direct. Să devină sfetnicul și îndrumătorul, lumina și bucuria vieții noastre. Cea mai putea da Satana în schimb. Dumnezeu să ne ajute în aceste vremuri târzii ale Pământului să dăm năvală spre El, aruncând în urma noastră orice ne înfășoară, păcatul nu? Și toate piedicile, așa de lesne, și să alergăm în alergarea ce ne pus înainte, ca să avem pe El și mântuirea Lui. Amin.